Strănitor! Da, pe aia am pus mă prea mult deodată. În afară de asta, ăsta este așa slab și înalt. Cred că ar ieși bine dacă l-am sparge și-am face un... Ți-am putea adăuga la porție, răzuială de pe călcâie, trus-o să te buci, dar mai mult, nu te lăcomi, coiți! De unde e ideea de a organiza acest festival? Este preluată această idee, este a șasea ediție. Eu am participat ca și contribuție în ultimele două ediții. Se poate spune la prima vedere că este un festival care își urmează cursul, însă ce este de apreciat și, după cum vedeți, participarea într-un număr atât de mare a megidienilor la teatru, dovedește clar că acest festival capătă o valoare și, de ce nu, o calitate superioară. Lucru care ne bucură foarte tare. Am discutat cu domnul director al Casei de Cultură, domnul Oprică, ca anul viitor, cel puțin o dată pe lună, să organizăm o piesă de teatru în municipiul Megidia, pentru că megidienii sunt însetați de teatru și asta e un lucru foarte bun. Este nevoie de mai multă cultură. Este nevoie de foarte multă cultură, este nevoie de activitate culturală în general, dar și în mod special vedem că sunt, să spun, iubitori de teatru și asta mă bucură foarte tare. Care este următorul eveniment la care vom participa? Păi, să spun că suntem la începutul unei testări a dorințelor cetățenilor municipiului Megidia, că nu trebuie să facem ce vrem noi, ci trebuie să facem ceea ce place oamenilor, de aia suntem în slujba cetățeanului. Vom testa unele lucruri în această toamnă, activități pe care nu le-am mai organizat. La momentul respectiv toată lumea va fi invitată, iar de la anul următor vom avea așa o permanență a organizării acestor evenimente culturale, acestor activități de toate genurile. De... Domnule, dacă ne pui mărturie față și spui că am fost înțeles, o să te pun o plângere. Dar n-ai decât, du-te și pune plângerea la cine vrei. Eu de 20 ani nu știu că am fost așa și ce tot m-am zis cu prostii de-asta. Hai, du-te! Domnule, gata cu vorba. Să lăsăm dezbaterea cu Vicu pe mai târziu. Ce ne puteți spune despre acest festival? Care este impactul lui asupra populației și cum percep festivalul oamenii? Într-o lume a plasticului și a foarte multelor conflicte, teatrul este un mediator, este un promotor al dialogului. Fiind un promotor al dialogului, în Megidia a avut mare succes. Acest festival se datorează trupei de teatru Tetis, care este foarte cunoscută în țară, aproape mai mult cunoscută în țară decât în Megidia. Ce poate să fie mai bun pentru sufletul nostru decât să guști arta în direct? Teatrul transmite emoții în direct, are acest avantaj față de alte arte, pentru că există o legătură directă între actor și spectator. Cei care fac artă pentru jurii sunt artiști pentru jurii. Aici este vorba de impactul direct pe care poate să-l aibă arta de bună calitate. Vreau să vă spun că la acest festival participă 9 trupe, alese din 17 trupe. Punem accentul pe calitate. În primul și în primul rând pe calitatea spectacolelor și în al doilea rând vrem să facem un parteneriat, avem parteneri în așa fel încât teatru din Megidia, teatru românesc să fie cunoscut în întreaga țară. Am luat exemplu Marelui Eminescu, care a cunoscut sufletul românului prin teatru. El a fost suflor la o trupă de teatru. Eminescu este cel care dă numele Zilei Naționale a României. Este o poezie a neamului românesc, Eminescu. Așa că teatru nu-și face decât datoria, mai ales că este acest parteneriat extraordinar între primăria și Consiliul Local și Armata Română. Ce poate să fie mai puternic? Ca să facă hârtie, ca să ce
național în cancelare să aibă pe cei scălindu-se sentințe de confiscare a averii contra familiilor sărace. De benefic este acest festival pentru Casa de Cultură? În primul rând este benefic pentru societatea de aici, din urbea noastră, din Megidia. Megidia are nevoie de spectacol, are nevoie de serii de teatru și din păcate încă nu avem acest obicei de a merge la teatru constant. Încă este o problemă cu salele de spectacol care peste iarnă nu au încălzire, cel puțin asta avem la Megidia în acest moment. Vânăm anotimpul cald. Pentru noi, organizatorii, festivalului este o reușită. După cum vedeți, sunt 3 seri de festival cu sălile pline și înseamnă pentru noi foarte mult și mai înseamnă că publicul are nevoie la Megidia de spectacol și de teatru. Suntem la 6-a ediție și credem noi că la fiecare ediție am încercat să aducem ceva nou, ceva care să trezească în publicul din Megidia o emoție, un spirit numit teatru și încercăm să menținem vie această dorință a Megidianului să meargă la teatru și la spectacol în general.